E o meserie care cere răbdare și nu are un om, are o scaun de natură. Diferă de la o companie la alta, diferă de fiecare. Am lucrat și în construcții, la firme de escalații, la balansoare de beton, la livrări la magazine, long distance, curse lungi, în Statele Unite, prin Canada, tot felul de camioane și de bărfuri. În atâția ani, pot să vorbesc mai multe. Cui îi place să mănânce în mers, să doarmă în mers, vorbească singur de multe ori și chestii din astea, e pentru ăla, sunt camioanele platformă, aici în America de Nord le spune flatbed. Te trebuie să asiști la încărcat, la echilibrat marfa pe platformă, după aia tot tu asiguri, o legi, o acoperi, nu știu ce e greu, dar îl solicitam. Vara stai în călduri de 40 de grade câte 2 ore până se termină încărcarea sau descărcarea. Când plouă, nu e un cadou asta să stai 2 ore în ploaie până pleci toată marfa. Când e frig la fel, dar cel mai dur e când plouă. Te pătrunde până la piele, 2 ore, orice echipament ai pe tine, trece prin tot. Dar e una din laturile transportului care e bine plătit. Și construcții la fel de bine plătit acolo, un pic mai mizerabil, cu care treabă. Munca de în oraș, de exemplu, cu livrat la mai mulți clienți într-o zi, e destul la legătură, trebuie să fii la ore fixe, mai programată încărcarea sau descărcarea. După un timp deja știi clienții, nu mai teoretezi după hartă, după telefon, după timp. Dar e mai agitat. La curse lungi, faci un client poate și la 2-3 zile. Dar trebuie să-ți planifici ziua. De exemplu, dacă mergi la 2000 de kilometri de garaj, trebuie să știi unde mănânci, la ce oră, te uiți din timp, cam acolo oprești. Știu, după aia seara, unde o să dormi, trebuie un pic de planificare în timp. Deci, practic, poți să le împarți din punct de vedere al curselor și al muncii. Ai putea să spui că vorba de curse locale și de curse long distance, da, care sunt făcute, cele long distance pot fi în interiorul Canadei, dar cel mai des sunt în Statele Unite? Asta... Schimburile, da, între Canada și Statele Unite, dar și numai în Canada se pot face, sunt destule companii care fac est-vest. De la Halifax până la Vancouver durează, dacă mergi singur, mai mult de o săptămână, probabil. În doi se face o săptămână. Deci dacă lucrezi local, cum se spune, este în oraș? Local, regional și internațional. Ok. 10 ore pe zi, început dimineața la 6-7 până la 4-5 după masă. Zică, se vede și pe stradă când... cât înaintează ora spre sfârșitul zilei, atât mai puține camioane și astea. Dar... ce sectoare de activitate ocupă transportul local în general? De la producător sau furnizor în marile companii de logistică către magazine, către comerțul de taie. Unde trebuie să... la majoritatea companiilor șoferul descarcă marfa, el chiar, de cele mai multe ori, chiar numai șoferul, fără ajutor, fără nimic. Tu ai lucrat așa ceva în domeniul ăsta local? Da, am lucrat 14 ani. Wow. Aceleași magazine timp de 14 ani zilnic, la aceeași oră, la același magazin. Ai lucrat ca angajat sau ai lucrat pe cont propriu? Pe cont propriu, în camionul meu. Aia e numai părerea mea, e cam 40% sunt particulari, 60% sunt camioane de companie. Sunt
mari companii, multe sunt mari companii aici în America de Nord, foarte mari, între câteva sute de camioane până la câteva mii. Dacă lucrezi particular cu camionul tău, sigur că venitul e mult mai mare decât un șofer, care șofer poate fi plătit cu ora și ca și particular poți fi plătit, depinde de companie cum e organizat. Cu ora, cu livrarea sau la kilometru, general curse de long distance sunt plătite la kilometru. Cu cât? Ca și șofer e undeva la... la kilometru vorbesc la 34-5 de cenți pe kilometru. Pe kilometru sau pe milă? Pe milă vine între 50 și 60 de cenți. Ok, am înțeles. Depinde de muncă, deci la camioanele platformă e mai bine plătit, că e muncă mai grea și cu răspundere trebuie să tot timpul să te cobori, tot la 2 ore, să verifici marfa dacă e bine strânsă și... Dacă ești la început, nu primești de lucru așa, cum să spun, să curgă, să... Pe când dacă ai 10 ani într-o companie, tu tot timpul ești primul pe listă să dau curse bune, în funcție de vechimea care o ai, nu pierzi vremea, deja știi clienții, ai o tehnică care o folosești, ești mai experimentat, nu pierzi vremea. Am văzut la mine, în primele 2-3 luni, am schimbat mai multe genuri de muncă, mai multe companii, tot timpul primele 2-3 luni pierzi vreme. De aia zici, plătește, nu spun că ești de probă, nu te dă nimeni afară după 3 luni. Dar primele 3 luni încearcă să te plătească un pic mai prost, din cauza că ziua ta se întinde anormal, cum ar spune. N-ai experiență. Și în oraș la fel, să te scurcă mai bine, cunoaște clienții, în orașe închesuială, mai ales iarna, în orașele astea mari, în nord-americane, e mizerie, e greu de manevrat un camion. Ai avut situații dificile când lucrai pe curs în Statele Unite? Ieșite din comun așa nu poți, ca uneori te mai pierzi cu tot cu GPS-ul ăsta, te mai pierzi vremea, ai ratat o ieșire, ai trecut de client, de exemplu, și un trailer de ăsta... Sau nu s-a actualizat, te poate? Încă nu mi s-a întâmplat. Dar ai fost un pic atent sau ăsta, ai depășit clientul, poate cu un camion de 30 de metri de lung, până găsești un loc să te întorci, ăsta durează, și automat ai pierdut o jumătate de oră, vrei, nu vrei, nu întorci unde vrei. La tarif orar poate să câștigi între 20 și 30 de dolari la oră, brut. Adică înainte de impozit? Da. Aia, acum, diferența asta de câțiva dolari între minim și maxim e experiența, în primul rând, și genul de muncă care o face companie. Dacă livrezi este câțiva paleți pe zi și ăsta e clar că ești plătit mai jos. Dacă lucrezi cu materiale de construcție, cu și transporturi speciale, gabaritice, sigur ești plătit la maxim, dar deja îți trebuie minim câțiva ani bun de experiență, între 5 și 10 ani, ca să fii plătit maximul de salarizare. Cred că proporția e cam tot aia, 40% particular, 60%, nu știu aia, are curmăria mea proprie. Dar e o bună parte dintre șoferii români care sunt particulari. Cea mai mare parte sunt la long distance, la... dry box, trailer normal, marfă generală. Da. Sigur acum poți să găsești tot felul. Când am lucrat la firme de excavații, tot așa erau o grămadă de români, pe basculante, pe camioane de alea speciale. Sunt mulți. Aderă la cariera asta, care în Canada e și destul de periculoasă, iernile aici sunt grele. Când ești de localități, să mergi ori în șire într-o pătură de zăpadă, nu e neapărat ușor. Dar o practică, română, o practică, pentru că e bănoasă. Bănoasă în sensul că ai mult de lucru și
la sfârșitul lunii, când se adună orele sau kilometri, e o sumă frumoasă de bani.